Slăvit să fie Domnul! Amin. În primul rând, mulțumesc Domnului pentru ajutorul care ne l-a oferit de a putea călători cu bine. Mulțumesc Domnului că l-a vegheat și peste Flaviu și Shannon și au ajuns. Ne rugăm Domnului pentru ceilalți care încă sunt pe drum, frați și surori, atât participanți pentru Logona, care a avut loc ieri, a lui Julia și Robert, cât și un grup frumos din fanfară, corul de fete, care dimineața au lăudat pe Domnul într-un mod minunat la Biserica Philadelphia. Domnul să vegheze peste ei, să ajungă în pace și cu bine. Apoi doresc să vă mulțumim dumneavoastră pentru rugăciunile care le-ați adus înaintea Domnului și mulțumim Domnului că El a primit rugăciunile și astfel a vegheat peste noi. Vă aduc salutări pline de dragoste din partea Bisericii Philadelphia, fratele Florin Câmpian, alți frați, surori, pe unii dumneavoastră cunoaște, sunteți chiar în legătură de rudenie, vă salută și doresc binecuvântarea Domnului peste fiecare dintre dumneavoastră, peste biserica întreagă. De asemenea, înainte de a împărtăși câteva gânduri din cuvântul Domnului, doresc să mă alătur și eu celorlalte urări adresate în ziua de astăzi surorilor. Happy Mother's Day! Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră care sunteți mame, să vă dea sănătate, putere, să binecuvânteze toate surorile și cele care nu sunt mame cu sănătate și cu putere, să vegheze Domnul peste fiecare. Uneori sărbătoarea aceasta, dacă putem numi așa ca sărbătoare, pe de o parte aduce bucurie, aduce celebrare, dar de asemenea este și cealaltă latură care unele surori, femei, simt oarecare întristare, cele care ar dori să fie mame și încă nu au avut acest har, dar Domnul ne rugăm să binecuvinteze pe fiecare. De asemenea, aș dori ca cele care sunteți mame și bunici în același timp sau bunice să vă bucurați de copii și de nepoții cu care Domnul v-a cinstit, v-a onorat, să fie o adevărată binecuvântare, motiv de bucurie, motiv de fericire. Și dacă sunt în unele situații că încă nu s-a realizat pe deplin lucrul acesta în ceea ce privește harul mântuirii, Domnul să lucreze și în această direcție și să aducă la sine fii și fiice care s-au înstrăinat sau care poate încă n-au ajuns să facă acest pas al credinței în Domnul Iisus Hristos și să fie bucuria deplină astfel în numele Domnului Iisus. Aș dori în câteva minute, în această seară, cu ajutorul Domnului, să împărtășesc câteva gânduri și am să recitesc versetele 4, am să citesc versetul 2, prima parte, către Timotei, copilul meu prea iubit, și apoi de la versetul 4, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit, s-a așezat întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Gândul care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră este legat de aceste expresii care se repetă versetul 4, 5 și 6. Amintiri de ziua mamei. Observați că aici se spune, îmi aduc aminte, scrie Pavel, de lacrimile tale, mi-aduc aminte de credința ta. Și apoi în versetul 6 zice, de aceea, ca o concluzie, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Este apostolul Pavel, bărbat în vârstă, părinte spiritual, se adresează
către Timotei, copilul meu prea iubit, și în capitolul 2, versetul 1, din nou spune: tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Este ca o conversație între un părinte și copilul lui, chiar dacă Apostolul Pavel este doar părintele lui spiritual, am putea să spunem, și mentorul lui Timotei, și îi se adresează în felul acesta. Vrea să privim de asemenea și la latura aceasta familială a familiei și vedem că Dumnezeu a hotărât în planul său de lucru ca să fie credința așezată în familie și apoi să fie perpetuată, să fie continuată prin viața de familie. Astfel vedem aici trei generații care sunt amintite: bunica, apoi este fiica bunicii, mama lui Timotei, și este Timotei. Trei generații care au primit credința și sunt chemate să împărtășească mai departe credința în Domnul Iisus Hristos, credința mântuitoare, credința salvatoare. Și primul aspect care îl vedem aici ca amintiri de ziua mamei, și cred că majoritatea, dacă nu fiecare dintre dumneavoastră, în ziua de astăzi, poate mai mult decât în alte zile, chiar la o vârstă mai înaintată fiind, ați privit în trecut și v-ați adus aminte, ați răscolit sau s-au răscolit amintiri în ziua de astăzi, amintiri ale copilăriei dumneavoastră, amintiri legate de părinții dumneavoastră și în special de mama dumneavoastră. Eu personal am depănat, să zic așa, câteva din amintirile care continuă să rămână cu mine legate de mama și legate de părinții mei. Și cred că zilnic pot să spun lucrul acesta în rugăciunile mele, în ceea ce aduc ca mulțumire lui Dumnezeu, este și mulțumirea pentru părinții cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. Chiar, și am mai spus lucrul acesta, nu o să intru în detalii, chiar dacă au fost momente în viața copilăriei mele când eram nemulțumit de familia în care m-am născut, trăind într-un regim comunist, trăind într-un sistem ateist, părinții insistând la viața de credință. Dacă eram bolnav, trebuia să merg la adunare, că acolo se rugau pentru mine și ziceau: te vindeci. Nu totdeauna se întâmpla, dar trebuia să merg. Iar dacă eram sănătos, nu aveam niciun motiv ca să nu mă duc la adunare și mai târziu la rugăciune. La școală eram bajocoriți, eram ironizați, o familie numeroasă de asemenea, mama a fost tracasată și a trecut prin multe situații, am mai menționat, nu era atât de groază, să zic așa, și să meargă la maternitate în ceea ce însemna nașterea propriu-zisă, că acum după mai mulți copii deja știa cam ce o să urmeze, cum o să fie, cât era de groază, de felul cum era primită acolo, cum o tratau, în sensul cum vorbeau cu dânsa, o bajocoreau, iar ai născut, iar ai venit, nu știa altceva decât de copii, și multe, multe alte lucruri care îi se spuneau și cu care era confruntată. Și înțelegeam, fiind cel mai mare, mă auzeam discutând cu tata, că avea o reținere mare de a merge, în special la spitalul din comună. Apoi mai târziu am mers la spital la Cluj, în oraș, și acolo lucrurile puțin s-au schimbat. Și astfel mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții cu care El m-a binecuvântat. Nu i-am ales eu, El ne-a ales, părinții noștri, la fiecare dintre noi este ceva care nu putem să alegem noi. De asemenea, nici ei nu ne-au ales pe noi ca și copii și noi nu ne-am ales copiii noștri. Este de asemenea în providența lui Dumnezeu. Dar ca și credincioși,
credincioși, dacă Biblia spune că sunt copii o binecuvântare de la Domnul, ca și credincioși, și părinții pentru noi sunt o binecuvântare de la Domnul. Sunt un har pe care Domnul ni l-a dat ca să îi avem și prin ei să ajungem să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem harul lui Dumnezeu, să cunoaștem părtășia cu Tatăl nostru din cerul, cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt, părtășia frățească. Și astfel, privind în urmă, ne amintim de aceste lucruri. Apostolul Pavel spune: ce mi-aduc aminte de lacrimile tale. Nu știm exact ce fel de lacrimi au fost lacrimile lui Timotei, dar cred că fiecare dintre noi am avut lacrimile noastre. Lacrimi de durere, poate lacrimi de suferință, uneori lacrimi de neînțelegere, alteori lacrimi de despărțire, despărțindu-ne de părinți, și adeseori acestea erau momentele dificile, grele, și eu încercam să fac cât mai scurtă despărțirea de părinți. Dar nu sta prea mult de vorbă ca să nu se răscolească anumite amintiri și să nu conștientizez prea mult despărțirea de ei. Însă Apostolul Pavel spune: îmi aduc de aminte de lacrimile tale. Îmi aduc aminte de lacrimile părinților mei și, în mod deosebit, de lacrimile de rugăciune pe care ei le-au adus înaintea lui Dumnezeu pentru noi ca și copii ai lor, de lacrimile de stăruință pe care le aveau înaintea lui Dumnezeu. Ne aduc aminte de lacrimile noastre uneori pe care le aveam datorită diferitelor circumstanțe. Ce vrea să spun Apostolul Pavel aici este această notă de intimitate, această notă de apropiere, această notă personală pe care el o are față de Timotei. Și acum noi, ca și părinți și mamele în special în această zi, vă încurajez să păstrați aproape de copiii dumneavoastră. De fapt, nu este pentru copil cineva mai aproape decât mama sa. Mama este mult mai aproape decât tata față de copii. Și vorbeam dimineață, în timpul care l-am avut, despre faptul că Dumnezeu se prezintă pe sine și se compară pe sine în dragostea sa cu dragostea mamei, și dragostea lui Dumnezeu este chiar superioară dragostei mamei, este mai mare, mai puternică chiar decât dragostea unei mame, decât iubirea părintească. Și în cartea profetului Isaia, capitolul 49, versetul 15, acolo Dumnezeu prin profet lansează această întrebare provocatoare: poate o femeie să-și uite copilul ei pe care îl alăptează? Și este vorba aici de copilul acela mic, ținut pe brațe, care are nevoie de îngrijire 100%. Și răspunde mai departe cuvântul Domnului: chiar dacă l-ar uita. Și aceasta arată că și în perioada aceea puteau să fie mame care să renunțe, să abandoneze copilul. Din nefericire, astăzi sunt multe posibile mame care nu duc nici sarcina până la capăt, care abandonează copiii din diferite motive. Însă Dumnezeu spune: chiar dacă ea va face lucrul acesta, eu n-am să vă uit. Cu niciun chip nu am să vă uit. Și continuă mai departe în versetul 16 cuvântul Domnului și spune: v-am săpat în palmele mele și zidurile voastre sunt totdeauna înaintea mea. Și aceasta este o referință la iubirea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. De aceea, în altă parte, spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola către evrei, preluat din nou din Vechiul Testament, zice: cu niciun chip n-am să te părăsesc, cu niciun chip n-am să te las. Uneori noi avem întrebări în mintea noastră și frământări: oare m-a uitat Dumnezeu, oare mai știe Dumnezeu de mine? Când trecem prin dificultăți, când trecem prin încercări, când trecem prin situații grele, când poate copiii nu răspund pentru noi ca și părinți la cererile noastre, nu ne ascultă, devin rebeli într-o
formă sau alta și noi ne rugăm și noi insistăm și noi stăruim și vărsăm lacrimi și vedem că nu se întâmplă nimic, am așteptat să se întâmple, să se întâmple imediat, să vedem schimbarea, să vedem transformarea, să vedem întoarcerea, să vedem biruința și nu o vedem și vin în mintea noastră aceste gânduri care ne descurajează, care seamănă îndoială, care pot să conducă la necredință, m-a uitat Dumnezeu, nu-i mai pasă de mine, nu e interesat de viața mea, nu e interesat de familia mea. Vreau să vă spun în această seară, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, bazat și pe experiențe de viață, Dumnezeu nu uită de niciunul dintre noi. Dumnezeu nu părăsește pe nici unul dintre noi. Dovedirea iubirii sale jertfitoare, dovedirea iubirii sale răscumpărătoare, dovedirea iubirii sale iertătoare este în palmele Domnului Iisus Hristos. Suntem săpați în palmele sale, lăudat să fie numele Domnului. Astfel, în această seară, alături de amintirea legată de copilăria noastră, legată de părinții noștri, cei care încă mai aveți părinți în viață, dumneavoastră sunteți la rândul dumneavoastră părinți, aveți mama în viață, alături de aceste amintiri, aș vrea să reîmprospătez această amintire. Dumnezeu e Cel care nu ne uită, Dumnezeu e Cel care nu ne părăsește, Dumnezeu e Cel care ne iubește, Dumnezeu e Cel căruia-i pasă de noi, Dumnezeu e Cel care se îngrijește de fiecare dintre noi, lăudat să fie numele Domnului. Apoi, în al doilea rând, Apostolul Pavel scrie, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care întâi s-a sălăsluit în bunica ta Lois, și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Și acum aș dori să adresez un cuvânt către dumneavoastră ca mame, către noi ca și părinți. Lucrul esențial în viața noastră ca și părinți, ca și părinți credincioși, ca și părinți creștini, dincolo de toate celelalte lucruri care sunt bune, sunt foarte bune, sunt excepțional de bune, lucrul esențial este să semănăm în mintea copiilor noștri cuvântul lui Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos, părtășia cu Domnul Iisus Hristos, relația personală cu Domnul Iisus Hristos, care este mai mult decât înseamnă o religie, care este mai mult decât înseamnă reguli, care este mai mult decât înseamnă, știu eu, anumite porunci, este dezvoltarea acestei relații în care copilul să înțeleagă Domnul Iisus e persoană reală, Domnul Iisus e o persoană care iubește, Domnul Iisus este o persoană căruia îi pasă, Domnul Iisus este o persoană care și-a dat viața, Domnul Iisus este Dumnezeu. Dragi frați și surori, acesta este lucrul esențial. Dacă nu am reușit să facem din ei cei mai buni profesori, cei mai buni ingineri, cei mai buni mecanici, cei mai buni electricieni, cei mai buni în domeniile acestea vieții, deși vrem să exceleze și în aceste lucruri, dar dacă nu am reușit și am reușit să punem sămânța cuvântului, și am lucrat la inima copilului, cum zice Apostolul Pavel, eu am semănat, Apollo a udat și Dumnezeu a făcut să crească, este un lucru important, un imperativ pentru fiecare dintre noi. Acum noi nu putem face să crească. Pavel a semănat, Apollo a udat și cine a făcut să crească? Domnul Dumnezeu. Chemarea noastră nu este să facem să crească, că nu putem. Nu? Ai semănat bobul de porumb, de exemplu, l-ai udat, dar este Dumnezeu care a pus puterea de germinare în bobul acela, se apoi încolțește și se transformă și îl vezi că se ridică din pământ și crește și ajunge la coace. Nu mergi să prinzi, după ce ai ieșit din pământ, să prinzi de firul de porumb sau de firul de grâu și să-l tragi în sus, să spui că o să crească mai repede.
Că ce se întâmplă? Dacă îl tragi prea tare, îl smulgi. Și în loc să crească, se ofilește, se usucă, moare. Dumnezeu face să crească. Și acesta e un proces. E un proces continuu. Dar e chemarea lui Dumnezeu să semănăm. Să semănăm prin cuvintele noastre, să semănăm prin exemplul nostru personal, să semănăm prin sfaturile noastre, să semănăm prin toate mijloacele posibile la îndemâna noastră, ca astfel sămânța aceea să fie acolo. Și apoi este important să o dăm. Cum o dăm noi? Adeseori, cum spuneam mai devreme, udarea este cu lacrimi. Lacrimile rugăciunii, lacrimile stăruinței, lacrimile postului, lacrimile jertfirii, lacrimile lepădării de sine, lacrimile grijii, fără îngrijorare, ci doar grijă. Uneori este greu să facem această distinție între grijă și îngrijorare. Noi udăm și Dumnezeu face să crească. Udarea de asemenea înseamnă perseverență, pentru că semănatul este într-un anumit sezon, udatul însă este o perioadă mai lungă. Aceasta înseamnă perseverență, înseamnă stăruință, să nu renunțăm. Chiar dacă nu vedem că a ieșit planta imediat, chiar dacă nu vedem creșterea ei, noi suntem chemați să perseverăm și să lucrăm în jurul ei. Așa cum spune și despre smochinul acesta, am să-i lucrez din nou la rădăcină, am să-i pun din nou gunoi, am să mă ocup de el și anul acesta poate va crește. Să nu ne pierdem speranța, să nu ne pierdem încrederea, ci să facem această lucrare cu inimă de plină predați Domnului și Domnul este Cel care lucrează. Tot în cartea profetului Isaia este din nou această comparație între mamă și Dumnezeu și spune în capitolul 66, versetul 13, cum mângâie cineva, mama pe cineva sau cum este mângâiat cineva de mama sa, așa vă mângâi eu pe voi. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu. Da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Ce înseamnă aceasta? În procesul vieții, noi ca și adulți și copiii noștri trecem prin situații dificile, trecem prin probleme complicate, prin probleme complexe. Vin copiii de la școală, poate s-a comportat cineva urât cu ei, poate le-a vorbit cum nu trebuie, poate alte și alte situații. Ajung copiii să crească, poate că intră într-o relație, deși trebuie să fim atenți când este momentul să intre în relație băiat, fată, fată, băiat, să nu intre nici prea devreme în astfel de relații, pentru că mintea nu este pregătită, inima nu este pregătită, nu este stabilitate, nu este echilibru și adeseori se întâmplă că este focul mare la început și imediat se stinge, se rupe relația și apoi alte dureri și alte frământări și alte frângeri de inimă. Atunci noi ca și părinți nu suntem chemați să-i certăm, să-i mustrăm pentru aceasta, ci să fim cu mângâiere, să fim alături de ei, să fim aproape de ei, să căutăm să-i sprijinim, să căutăm să îi îndreptăm înspre Domnul. Uneori ei ajung așa de dezorientați și debusolați încât vin gânduri negre în mintea lor și știu eu ce fel de gânduri, nici nu vreau să le amintesc în această seară aici în mod public, dar noi suntem chemați ca părinți să fim aproape de ei. Aceasta este latura emoțională pe care noi suntem chemați să o dezvoltăm în viața copiilor. Prima este latura spirituală, a credinței, a cuvântului, a rugăciunii, a părtășiei cu Dumnezeu. Apoi este latura relațională, emoțională, socială, în care noi ca și părinți să fim sursă de încurajare pentru copiii noștri, să fim sursă de mângâiere, să fim sursă de îmbărbătare, pentru ca astfel ei să poată veni la noi, să se deschidă înspre noi, să ne comunice problema, să ne comunice frământarea, pentru că la vârsta respectivă ei sunt între noi și prietenii lor. Și prietenii lor sunt la vârsta lor, lipsiți de experiență, unii nu au relație cu Dumnezeu și le dau
planurile, dau gândurile, dau sfaturi care nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu și spre binele lor real. Și atunci eu iau într-o direcție care nu este sănătoasă pentru ei, nu este potrivită pentru ei, nu este bună pentru ei. Și nouă nu ni se deschid și noi aflăm despre anumite situații de la a doua sau de la a treia mână. Pentru că poate uneori am fost... Ei adeseori nu se deschid înspre părinți la vârsta respectivă, dar dacă nici nu am reușit să ne apropiem de ei, să comunicăm cu ei, cu atât mai mult nu se deschid. Este această sensibilitate pe care o vedem la Apostolul Pavel, ca un părinte spiritual, căutând să fie aproape de Timotei. Și noi suntem chemați să căutăm să fim aproape de copiii noștri cât se poate de mult. Uneori noi suntem preocupați de nevoile lor materiale și suntem interesați de bunăstarea lor materială și ne epuizăm în direcția aceasta. Poate că este mai bine de avea mai puțin material și avea mai mult spiritual și relațional. Pentru că la urmă cu aceasta rămân. Ei nu-și vor aduce aminte de baia cât de frumos a fost aranjată și cât de bine a fost dotată sau living room-ul sau știu eu ce alte lucruri peste ani, cât își vor aduce aminte de noi, cum am petrecut timpul cu ei, cum am fost lângă ei, cum am știut să-i încurajăm, cum am știut să ne rugăm cu ei, cum am știut să stăm aproape de ei, cum am știut să căutăm să-i ridicăm. Aceste memorii rămân cu ei peste ani. Rămân cu noi, eu mi-aduc aminte de astfel de memorii după zeci de ani și dumneavoastră vă aduceți aminte. Nu mi-aduc aminte de multe alte lucruri, dar mi-aduc de astfel de stări de vorbă și de situații în care părinții, în ceea ce au știut și au putut, au căutat să mă sprijinească, să mă încurajeze, să mă îmbărbăteze și să spună: mergi înainte cu ajutorul Domnului și noi suntem alături, lăudați să fie Domn. Al treilea lucru pe care îl spune aici Apostolul Pavel, spune: de aceea acum îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Știți ce văd eu aceasta acum pe scurt, fără să intrăm în profunzime? Este chemarea noastră ca și părinți să știm să ne încurajăm copiii noștri în ceea ce ei au de făcut. Vorbeam mai devreme de a fi încurajați când ajung în decepții, când ajung ei descurajați, când ajung ei în situații dificile, de relații și așa mai departe. Aici este vorba de darurile care sunt ei. Chiar dacă Apostolul Pavel spune: înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, și este un dar specific, este un dar de pastorație, este un dar de evangelizare, este un dar de slujire, însă Dumnezeu a înzestrat pe copiii noștri, așa cum ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi, cu diferite abilități, cu diferite daruri, cu diferite capacități pe care Domnul le-a pus în noi în formă incipientă, în formă nedezvoltată. Noi, părinții, suntem chemați să vedem aceste daruri în mintea copiilor noștri, în abilitățile lor. Unii au abilități creative, poate în desen, poate în muzică, poate în matematică, poate inginerie, poate știu eu ce alte abilități. Noi suntem chemați să încurajăm în direcția aceasta. Să descoperim darul care este în ei și în direcția aceasta să încurajăm. Că știți ce se întâmplă uneori? Uneori părinții își încurajează copiii în direcția în care ei ar fi dorit să ajungă și n-au reușit. Adică ei caută să-și împlinească visurile copilăriei lor în care n-au reușit prin copiii lor. Eu, ca și exemplu, o să dau pe oricine, altcineva să zic, aș fi dorit să fiu, știu eu, un, ce să spun, astronaut. Când aveam visul ăsta, priveam la stele. N-am reușit. În România se spunea cosmonaut. De la ruși. Și acum, dacă eu nu am reușit să pun în copilul meu și să-l îndrept în direcția aceasta, matematică, fizică, aceste științe exacte, să meargă în direcția respectivă.
și eu nu sunt sensibil și nu sunt atent la ceea ce Dumnezeu a pus în el. Dumnezeu poate nu i-a dezvoltat latura aceasta a creierului sau nu este așa de dezvoltată a științelor exacte, ci este dezvoltată cealaltă latură a comunicării, a artei, a muzicii, a literaturii. Sau poate nici una, nici asta, ci sunt dezvoltate abilități de a lucra cu mâinile, de a crea. E chemarea mea ca părinte să văd aceste abilități cât pot de mult, observând, testând și a-l încuraja pe copil în direcția respectivă. Uneori, de asemenea, tendința părinților este de a-l încuraja spre o carieră care aduce mulți bani. Dar dacă nu este inima spre profesia respectivă, dați-mi voie să vă spun, el doar se va chinui. Și la un moment dat își va schimba direcția. Își va schimba traiectoria. Și se întâmplă zilele noastre de astăzi, în special în perioada de college, când, ok, I want to major in that and I change to that and after a while that is not for me, I change to another one and instead of 4 years, college becomes 5-6 years. Wasting of time, wasting of money, wasting of energy. Mă rog ca Domnul să ne călăuzească și în această direcție. Copiii noștri și noi ca părinți să fim aproape de ei. Și apoi, în al patrulea rând, în toată ecuația aceasta, în toată relația aceasta, privind în urmă, aducându-ne aminte în copilăria noastră, aducându-ne aminte de părinții noștri, mulțumind lui Dumnezeu pentru ei, de credința care a fost pusă în noi, la mulți dintre noi prin părinți, la alții probabil mai târziu prin alte surse pe care Dumnezeu sau canale pe care Dumnezeu le-a făcut. Apoi, încurajarea în ceea ce privește capacitatea noastră de încurajare. Să nu uităm în versetul 7 ceea ce scrie Apostolul Pavel, că deasupra tuturor Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, să ne gândim ce ne-a dat Dumnezeu. Ne-a dat un spirit de putere, de iubire și de gândire sănătoasă sau curată. Peste toate acestea, noi suntem sub atenția lui Dumnezeu, sub călăuzirea lui Dumnezeu. El este cel care ne înzestrează, El este cel care ne ajută în echiparea noastră, El este cel care veghează peste noi și ne binecuvintează, slăvit să fie numele Domnului. Astfel, noi nu suntem doar prin resursele noastre, noi nu suntem doar prin forțele noastre, noi nu suntem doar prin a citi cărți de self-help sau de parenting, de cum să educi copiii, nu suntem, deși nu sunt împotriva lor, să nu fiu înțeles greșit, dar deasupra tuturor este Dumnezeu și noi depindem de El și ne încredem în El. Și ceea ce El ne dă este putere. Duhul lui Dumnezeu este un duh al puterii, este un duh al îndrăznelii, este un duh al autorității. De asemenea, este un spirit al iubirii. Nu putem iubi așa cum trebuie decât cu ajutorul Duhului Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și aici este dependența noastră, dacă pot să spun completă, de ajutorul lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, care El este deschis înspre noi, ceea ce este important, noi să fim deschiși înspre El. Dacă spuneam mai devreme să petrecem timp cu copiii noștri ca și părinți, la fel de important și chiar poate mai important este să petrecem timp cu Dumnezeul nostru, Tatăl nostru. Pentru că din El, de la El, vine orice dar bun și desăvârșit. El este Părintele Luminilor în care nu este schimbare și nici umbră de mutare. Lăudat să fie Domnul! Cu cât suntem mai înrădăcinați în El, mai ancorați în El, mai
strânsă părtășia cu El, autoritatea noastră crește, înțelepciunea noastră crește, abilitățile noastre cresc. Și în felul acesta avem eficiența și impactul asupra copiilor noștri, ca mame și ca tați în același timp. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și aș dori în final, privind în urmă și aducându-ne aminte, amintiri de ziua mamei, prezentate pe scurt în această seară, dezvoltate în continuare în mintea și în inima noastră, cei care avem părinți și chiar dacă nu-i avem, eu pot încă să mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții mei, chiar dacă încă nu-i am. Nu-i am aici, dar ei nu sunt în neexistență, neființă, ei există. Ei sunt reali și astăzi. Ei au avut impact în viața mea. A avut impact în formarea mea și continuă să aibă impact, chiar dacă nu mai sunt. Prin amintirile care le păstrez, mi-aduc aminte de sfaturile care mi le-au dat, principiile pe care au căutat să le așeze. Toți care suntem aici avem părinți, fie în viață, aceasta fie la Domnul. Să mulțumim Domnului pentru ei. Poate sunt unii aici în această seară care încă le sunt părinți în viață și au în amintirile lor și anumite dureri și anumite nemulțumiri și poate zice, m-a pedepsit și nu eram nevinovat, a fost prea aspru, prea sever cu mine și încă poate purtăm rând de felul acesta. Decidem în această seară să iertăm. Să iertăm. Iertând, noi ne eliberăm. Și noi suntem vindecați și intrăm într-o comuniune mai strânsă cu Tatăl nostru ceresc. Poate sunt părinți care au suferință, au durere din partea copiilor, neascultare, vorbire rebelă și alte lucruri. Haideți și noi ca părinți să spunem iertăm. Tatăl nostru spune din cerul nu obosește iertând. Haideți să iertăm și noi. Și apoi să ne îndreptăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu ca noi și copiii noștri, familia noastră, când se va face strigarea, să putem să spunem, iată-ne pe noi și familia care ne-ai dat-o. Suntem înaintea ta și El să spună, vino rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Peste puține ai fost pus, a fost mică familia ta, a fost mic numărul de copii, dar ai fost credincios. Sau poate că nu ai avut copii, dar ai fost credincios. Intră în bucuria stăpânului și peste multe te voi pune. Aș dori de asemenea să ne rugăm pentru două mame. Una dintre surori este pentru prima dată mamă, acum recent, sora Daniela Forgaciu. Pentru prima dată a devenit mamă. E prima dată când de ziua mamei îi se poate spune Memorial Happy Mother's Day. Domnul să-i dea sănătate, să-i dea putere, să vegheze peste ea. Apoi este sora Ramona Lupuș, care și ia zilele recente, Domnul i-a dat încă un băiețel. Ne rugăm și peste ea să fie mâna cea bună a Domnului, peste copilașii de asemenea care are, să fie și peste soților și familia lor, peste celelalte surori cu care au născut de curând, peste surori care sunt însărcinate să devină mame, Domnul să vegheze peste ele. Păi aș dori să ne rugăm pentru fratele Alex Antoc, mama lui, într-un mod așa fulgerător, aș putea să spunem, joi, a trecut la Domnul, la 68 de ani. A avut oarecare durere, ceva apă, nu intru în detalii, pe urmă inima și joi seara în România, fratele Alex a plecat să fie la serviciu de mormântare, alături de tatăl, alături de familie și chiar astăzi este și ziua lui de naștere. Domnul să mângâie această familie, alături de celelalte familii îndoliate, să mângâie pe orice soră care este văduvă, orice copil care este orfan, să lase îmbărbătarea și prezența sa și harul lui să fie cu noi toți. Amin. Ne rugăm împreună Domnului. Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos,
Venim cu inima, cu ființa noastră înaintea Ta și îți mulțumim de iubirea Ta, îți mulțumim de bunătatea Ta, îți mulțumim de harul Tău, care ai binevoie și l-ai arătat față de noi, de viața noastră, de familia noastră, la fiecare. Îți mulțumesc de părinții mei, Doamne. Îți mulțumesc de soția mea, care m-ai binecuvântat, Doamne, să fim soț și soție și apoi să fim părinți. Îți mulțumesc pentru ea ca mamă. Îți mulțumesc pentru fiicele cu care m-ai binecuvântat-o, Doamne, și Ioana, Doamne, care la rândul lor și ele au devenit mame. Îți mulțumesc și mă rog să le binecuvintez cu sănătate, cu putere, cu har, cu îndurare, cu ocrotirea Ta, cu prezența Ta, cu protecția Ta, Doamne. Numele Tău să fie peste fiecare soră ca mamă, viitoare mame, Doamne. De asemenea peste sora Daniela, Doamne, sora Ramona, Doamne, care au născut acum de curând. Îți mulțumim pentru ajutorul care L-ai dat-o, Doamne. Îți mulțumim pentru sprijinul Tău în procesul sarcinii, în procesul nașterii, Doamne. Îți mulțumim că le-ai dăruit copii sănătoși și dorim mâna Ta protectoare să fie peste ele, Doamne, peste copilașul, Doamne, peste soții lor, Doamne. Binecuvântă toate familiile bisericii, părinți și copii, Doamne, soți și soții, cu toții, Doamne, să Te slujim pe Tine, să ne încredem în Tine, să ne punem la dispoziția Ta, Doamne, și să mărturisim numele Tău și în final să avem parte de chemarea Ta dulce, Doamne, de chemarea Ta cerească. Vino, robul credincios, să intrăm în bucuria Ta, Doamne. Ajută-ne să ducem mântuirea până la capăt, cu credincioșie, cu bucurie, cu pasiune, Doamne, plin de iubirea Ta în inimile noastre, plin de Duhul Tău cel Sfânt în noi, Doamne, plin de putere cerească, luptând, Doamne, și biruind împotriva forțelor răului, a influențelor rele, Doamne, atacurilor celui rău, fie în forma spiritelor, fie în forma lumii din jurul nostru, fie în forma cărnii noastre, a firii noastre pământești, să avem autoritate spirituală și să Te slujim pe Tine, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin ajutorul Duhului Sfânt. Și ne înclinăm înaintea Ta și îți mulțumim, fii binecuvântat în veci. Și harul Domnului Iisus Hristos, dragostea Părintelui Ceresc și părtășia Sfântului Duh să fie să rămână cu noi toți. Amin. Vrem să reocupăm locurile doar pentru un scurt moment. Încă o dată mulțumesc Domnului de ajutorul Său, harul care L-a dăruit în slujire și de asemenea de a putea ajunge la dumneavoastră și să ne închinăm împreună. Mulțumesc fratelui Dorin Porgaciu de asemenea pentru slujire și coordonarea serviciilor divine. Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească. Dorim binecuvântarea Domnului peste fiecare dintre dumneavoastră. Peste săptămână sunt serviciile cunoscute, întâlniri marți seara de la ora 7 pentru rugăciune, miercuri seara tot de la ora 7 pentru rugăciune și studiu biblic, sunt repetiția conform programării, cor, fanfară și apoi duminică, prin ajutorul Domnului, la serviciu de dimineață vom avea și un serviciu de căsătorie, a wedding service, and Ping and Zacharia, please stand, they are the one that are going to be the bride and the bridegroom. We are looking forward to have you on Sunday morning, and may the Lord richly bless you, keep you and be with you. God bless you. Thank you. Deci, cu ajutorul Domnului vom avea serviciu de căsătorie duminică dimineața și apoi, de asemenea, după masă, serviciu divin. Binecuvântarea Domnului să ne însoțească pe fiecare și harul Domnului să fie cu noi toți, cu familiile noastre, o săptămână binecuvântată. Făcut ceea ce trebuie.